Suntem în legătură directă cu primarul orașului Târgu Ocna, oraș stațiune, domnul Ștefan Șilochi, căruia îi mulțumim încă o dată pentru că știți foarte bine, dragii mei, întotdeauna a fost prezent atunci când am solicitat detalii și informații de interes public. Domnule primar, ne auziți? Da, vă aud foarte bine. Domnule primar, tot în legătură cu această situație deosebită, o situație mai complicată pentru cetățenii orașului Târgu Ocna, coronavirusul a pătruns în România după ce în Italia și în Spania a făcut adevărate ravagii. Am vrea pentru informarea corectă a cetățenilor să aflăm de la dumneavoastră cam care este situația în acest moment la Târgu Ocna. Da, vă mulțumesc pentru telefon și dau salutări și bună ziua și ascultătorilor și telespectatorilor dumneavoastră. La Târgu Ocna, astăzi, mai avem puține persoane izolate la domiciliu, 3 persoane avem izolate la domiciliu și o persoană în carantină. Am avut în cursul perioadei un număr mai mare, au intrat, au ieșit, dar la ora actuală aceasta este situația. Au respectat cetățenii dispozițiile pe care ordonanțele militare le-au impus, dar și sfaturile pe care dumneavoastră, ca președinte al Comitetului pentru Situații de Urgență, le-ați adresat lor? Da, au respectat majoritatea cetățenilor toate instrucțiunile primite. Doresc să vă spun că am avut doar 3 cazuri care au fost pozitive. Persoanele au fost internate la Spitalul Măinești, apoi Bacău, la Onești. 2 sunt venite acasă, sunt în izolare acum cu rezultatul negativ. O persoană mai este internată în Spitalul din Onești. De fapt, este vorba despre o familie cu 3 membri. Cam astea au fost problemele care le-am avut până acum. Sigur că în toată această perioadă noi am luat măsurile prevăzute de ordonanțe, am stabilit măsuri și în Comitetul Local pentru Situații de Urgență, am făcut dezinfecția periodică a spațiilor a primăriei, monitorizarea accesului cetățenilor în primărie prin asigurarea distanțării sociale, verificarea temperaturii corporale a persoanelor care intră în instituție în fiecare, de fiecare dată și la salariață în fiecare dimineață, echipament de protecție, gel dezinfectant în fiecare birou, la intrare în primărie. De asemenea, în instituțiile publice, la fel, am dotat cu gel dezinfectant. Și în fiecare zi dezinfectăm covoarele de la intrarea pe scări și la blocuri și intrarea la bloc. Iar odată pe săptămână facem toate scările blocurilor din oraș. Iată. Cu forțe proprii. Da. Noi ne-am organizat în toată această perioadă cu personalul din primărie. Am sectorizat orașul în 8 sectoare. Avem 8 echipe cu salariații din primărie care au avut grijă ca acele persoane izolate și care au avut nevoie de sprijin, de cumpărături, să se prezinte la telefonul primit personalul din primărie care are arondată zona respectivă și să onoreze solicitările celor care se aflau în izolare. Chiar astăzi am avut o solicitare de la cele 2 persoane care s-au întors de la spital. Echipa s-a deplasat cu echipament corespunzător și a soluționat cerințele acestei familii cu care noi, de cele 3 persoane, vă spuneam, care au avut rezultatul pozitiv, am discutat tot timpul la telefon, am încercat să-i sprijinim, s-au întors acasă. Cetățenii au înțeles această situație, stau în apartamentul lor, în care au locuit și înainte. Nu știm exact sursa, nu ne putem noi pronunța. De fapt, se ocupă serviciile specializate ale Direcției de Sănătate Publică. Și ele stabilesc exact ce trebuie făcut în aceste situații. Noi v-am spus că am făcut tot ceea ce trebuia făcut după părerea noastră și după părerea specialiștilor ca să avem cât mai puține cazuri și se pare că am în față un grafic acum, urmăresc în fiecare zi numărul intrărilor, a ieșirilor. Cel mai mult am avut 14 persoane într-o zi și în rest am avut sub acest număr de persoane intrați într-o zi în izolare la domiciliu. Iată un răspuns mai mult decât complet al dumneavoastră. Vreau să vă întreb, mă scuzați, v-am întrerupt. Nu, carantinați am avut 3 de toți, ca să știți, să închidem și discuția aceasta. Așa, cu cei în vârstă, peste 65 de ani, aveți situații în care nu au aparținători, nu au oameni care să-i sprijine și îi sprijiniți dumneavoastră? Îi aveți exact într-o evidență? Cei care,
Noi avem într-o evidență strictă și, așa cum vă spuneam, fiecare echipă de salariați din primărie, de funcționari din primărie, au repartizat o zonă a orașului. În acea zonă, tot ce apare, persoane în vârstă, persoane izolate, sau ce probleme au apărut, ei rezolvă aceste probleme. Pentru că în această perioadă, toți salariații primăriei au fost prezenți la serviciu. Noi am înțeles că acum au nevoie cetățenii de noi și atunci am chemat la serviciu pe toți cei care sunt angajați în primărie și atât dezinfecția pe scări, la intrare în scări și sprijin persoanelor, am făcut toate aceste operațiuni cu salariații primăriei. De asemenea, vreau să vă întreb dacă funcționați cu capacitate maximă, dar ideea este următoarea. Sunt anumite chestiuni pe care cetățenii poate le pot rezolva și prin cale electronică, adică prin telefon și prin e-mail. Ați putea să ne dați un număr de telefon fix al primăriei și o adresă de e-mail? Vă rog. Am făcut publice aceste numere de telefon și e-mailul primăriei pe toate compartimentele, dar pot și acum să vă dau numărul de telefon. 0234 344 114, este centrala telefonică a primăriei unde se face legătura la biroul unde se solicită un document, și e-mailul primăriei este primaria@orasul-târguocna.ro. Da, e foarte bine, pentru că și prin intermediul nostru oamenii pot să vă adreseze întrebări, anumite sfaturi sau chiar rezolvarea unor anumite documente. Salariații primăriei au telefoane de serviciu care sunt deschise permanent. În această perioadă am mai avut și alte evenimente, incendii de vegetație, incendii la două case. Toate au fost rezolvate în timp util de către funcționarii primăriei și stăm toți în poziție de drept, cum se spune, să rezolvăm toate solicitările și rugăm pe cetățenii orașului să adreseze cu multă încredere, pentru că noi suntem aici pentru a-i ajuta pe dânsii. E clar că echipa dumneavoastră lucrează și în această perioadă pentru cetățeni, poate exact cum spuneați mai devreme, poate chiar mai mult decât se lucrează în alte părți, pentru că acum au nevoie, și ce este mai important, când oamenii au nevoie, atunci echipa în frunte cu primarul să-i ajute să le rezolve problemele. Domnule primar, având în vedere această situație extrem de delicată, un mesaj de suflet pentru oameni. Știți că ei stau în case, abia așteaptă să se termine această perioadă de izolare. Ce le spuneți ca de la omul pe care dânsii l-au ales? Ce mesaj le transmiteți din suflet pentru oamenii din Târgu Ocna, pentru cetățenii orașului Târgu Ocna? Eu rog cetățenii orașului Târgu Ocna să aibă speranța că vom trece această problemă, să aibă încredere că toți salariații primăriei sunt la dispoziția cetățenilor și orice problemă au, să ne dea telefon și noi vom rezolva problemele pe care le au. Să respecte în același timp toate instrucțiunile care sunt de acum cunoscute de fiecare. De noi depinde cât de repede trecem peste această perioadă și cu cât suntem mai exigenți în a respecta instrucțiunile care sunt date, cu atât vom trece de acest eveniment fără urmări grele pentru toți. Domnule primar, noi vă mulțumim. Dacă mai doriți să completați ceva pe finalul discuției noastre. Aș dori să vă spun că în această perioadă toți salariații primăriei au fost de serviciu, pentru că toate proiectele care le avem în derulare în oraș, finalizarea străzilor, proiectele care le avem în derulare, chiar astăzi am semnat procesul verbal de recepție a celor 8 străzi, 4 străzi au fost finalizate. De asemenea, reabilitarea colegiului Costache Negri, reabilitarea grădiniței Piticot 1, Piticot 2, ANL-ul, șantierele funcționează, le-am dat tot sprijinul această perioadă să nu se oprească lucrările, pentru că oprirea lor ar fi bulversat întreaga activitate, și școlară mă refer. Și de aceea, având în vedere că elevii nu sunt acum la școală, noi am urgentat, accelerăm cât se poate să finalizăm aceste lucrări. De asemenea, proiectele care sunt în derulare sunt în atenția noastră, avem întâlniri cu proiectanții, avem cu consultanții și în această săptămână și înainte am avut aceste zile în care noi am ținut legătura și nu vrem să oprim sub nicio formă, nici să reducem ritmul implementării proiectelor pe care ni le-am propus. Domnule primar, iată, așadar sunt și vești bune că lucrurile au mers în continuare, proiectele se apropie de finalizare, sunt lucruri pe care dumneavoastră
ați ordonat să continue, ceea ce e o veste bună pentru locuitorii din Târgu Ocna și vă mulțumim și noi în calitate de organism de presă că ați fost alături de noi pe întreaga perioadă a ordonanțelor militare și că ne-ați răspuns întotdeauna la toate întrebările pe care vi le-am pus. Domnule primar, vă dorim și noi multă, multă sănătate și spor la muncă în continuare. Și eu vă mulțumesc pentru toată această perioadă, ați fost obiectiv și ați fost atenți la tot ceea ce se petrece și ați fost un real ajutor în această luptă pe care o ducem cu toții în această perioadă dificilă. Multă sănătate dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră și să auzim numai de bine. Toate cele bune, dragii mei, a fost alături de noi domnul Ștefan Șilochi, primarul orașului Târgu Ocna. Nu uitați, dragii mei, să urmăriți emisiunile noastre, să vizitați și pagina de internet Exclusiv TV România, unde permanent veți afla știri și noutăți din orașul Târgu Ocna. Sunt Eugen Ungureanu și vă spun tuturor la revedere și să ne reauzim cu bine!